Bună ziua și bine v-am regăsit la o ediție a Lifestyle-ului de astăzi. Am o onoare de a avea un invitat special, un om pe care cu siguranță toți îl cunoașteți, un autor de cărți inedit, poate cel mai vândut om care a publicat la noi în țară, un scriitor, un psiholog, o personalitate marcantă, un bărbat deosebit, o viață furtunoasă și foarte multe lucruri legate de spirit pe care vreau să le aflăm împreună. Bună ziua, domnule Pavel Coruț! Bună ziua, Ana Maria! Bună ziua, stimați telespectatori! De data aceasta eu voi fi invitat-o, Ana Maria, să discutăm despre un stil de viață. Eu sunt un mare, mare, mare apărător al vieții, deoarece consider că este darul fundamental din această lume. Îl primim, după unele păreri, o singură dată în viață și trebuie să-l trăim la cea mai înaltă tensiune. După alte păreri, inclusiv religioase, îl primim de mai multe ori și de fiecare dată ne îmbunătățim acest stil prin experiențe de reîncarnare succesive sau de altfel. Eu nu sunt de aceeași părere, dar asta nu înseamnă că cine este de altă părere este dușmanul meu. Fiecare avem dreptul să credem în ce vrem, cum vrem, atâta timp cât nu afectăm viața și sănătatea celorlalte persoane. Deci, dragă Ana Maria, mulțumesc pentru invitație. Cu mult drag și oricum știți că aveți o însemnătate aparte pentru noi și automat o valoare inestimabilă. Nu îmi plac superlativele cu privire la mine, deoarece eu sunt un om obișnuit. Asta mă strădui să demonstrez de 20 ceva de ani și tot apar superlative, fie pozitive, fie negative. Eu sunt un om obișnuit, am muncit cele 153 de cărți pe care le-am scris, le-am muncit din greu, unele nu sunt pe placul meu, culmea este că pe placul cititorilor și trebuie să le dau dacă ei le vor, sigur că le dau. Fiecare carte este judecată prin prisma sufletului meu și a gândirii mele. Îmi pare bine că am reușit să creez un curent de opinie, inclusiv în rândul tinerilor. Ieri am citit o carte foarte frumoasă, scrisă de o tânără, influențată de mine, vorba de Alexandra Măriucă, din Ardeal. Cartea se intitulează Am o surpriză pentru tine. Și a fost un duș rece pentru mine faptul că eu, care m-am specializat în psihologia minorilor încă din facultate, care am studiat psihologia adolescenților, care am scris cărți pentru adolescenți, am rămas în urmă și am curajul să spun, da, am rămas în urmă adolescenților din vremea noastră. Foarte frumos! E frumos și să îți asumi că ai rămas în urmă. E chiar foarte, cum să zic, romantic. Eu sunt foarte încântat. Dacă nu ne-ar depăși adolescenții și tinerii, progresul nu s-ar realiza. Progresul, deci e un lucru bun. Progresul se realizează prin depășirea vechilor generații de către noile generații în planul cunoașterii, creației și moralității. E, acum la moralitate am eu niște semne de întrebare, nu îndoieli, de ce? Nu sunt un puritan, sunt un om care înțelege viața după principiul pe care l-am discutat înainte. Într-o clipă de maxim inspirație, Dumnezeu a creat femeia și a dorit-o bărbatul. Și ca atare, niciun bărbat nu este complet fără a avea o femeie de suflet. Aici e problema, să unească sufletele. Pe urmă, trupurile merg după suflete.
Și nicio femeie nu este întreagă dacă nu își găsește bărbatul de suflet. De aceea se vorbește atât de mult de suflete pereche. Eu cred în chestia cu suflete pereche. Și eu cred foarte mult. Și în general există o comunicare. Noi suntem în era emoționalului când oamenii simt mai mult decât... Adică cei care simt, cu adevărat simt cu putere. Cei care simt trebuie să-și găsească cuvinte și punți către rațional să-și explice ceea ce simt, deoarece noi am putea învăța din experiența unor oameni foarte senzitivi, sensibili, introvertiți, am putea învăța foarte multe lucruri. Aveți foarte multe cărți legate de iubire. Iubirea e un sentiment puternic, mai puternic decât moartea. Ne leagă pe toți și așa a lăsat și Dumnezeu. Asta este o suprema formă de a-L prețui pe Dumnezeu, să-ți iubești aproapele. Cum vedeți lucrul ăsta? Păi iubirea, după părerea mea, este sentiment fundamental, alături de credință și de speranță. Cu aceste trei sentimente în suflet trebuie să se nască fiecare copil și dacă nu s-a născut, trebuie cultivate. Chiar dacă s-a născut, ele trebuie cultivate, deoarece nimeni nu se naște să urască. Toți se nasc să iubească. Aseară am văzut un film cu Mandela, partea a doua, partea finală, când Mandela ajunge președinte, și care spunea exact ceea ce am scris eu cu mult timp înainte de a-l auzi și de a vedea filmul. Discutam cu soția mea, Mavrela Elena, că nimeni nu se naște să urască. Toți ne naștem să iubim. Oamenii învață să urască pentru culoarea diferită a pielei, pentru diferențe de limbă, diferențe de religii, diferențe economice, diferențe culturale și așa mai departe. Nu este normal, deoarece suntem copiii acelorași creatori. Între noi putem să schimbăm sânge și organe și asta înseamnă că avem același model și aceiași creatori. Da. Culoarea pielei este mai puțin importantă. Cum de s-a născut unul negru, altul alb, negru cu ochi negri, altul alb cu ochi albaștri, blond și așa mai departe, eu am căutat să clarific în romanele de SF, spunând că însuși creatorii, mari noștri creatori, ne-au creat diferit pentru a face un experiment de metisare. Și experimentul de metisare se desfășoară la ora actuală pe planeta Pământ, semn că am pune pe o cale bună. Din păcate, împotriva acestei căi bune, se ridică forțe foarte periculoase, economice, militare, religioase, cum ar fi, de exemplu, ISIS, statul islamic. Este o idee sălbatică. Eu nu sunt un tip războinic, nici nu mai sunt ofițer de rezervă, sunt în retragere, însă dacă s-ar face un cruciadă anti-ISIS, pe bază de voluntariat, m-aș duce să lupt pentru libertatea de opinie. Pentru că statul islamic asta vrea să interzică, libertatea de gândire, de cultură și de opinie. E un stil de viață foarte, foarte grav. E un stil de viață pe care încearcă să-l impună unor persoane din vest și în unele cazuri de persoane mai puțin pregătite cultural, științific și moral, se reușește. Ați văzut că de partea ISIS luptă și unele femei și bărbați occidentali, de rasă albă. Deci acest stil de viață eu refuz. Mie îmi place stilul de viață câștigat de omenire cu sânge în 18-20 de ani de luptă cu forțele retrograde. În fiecare noapte mă gândesc la Giordano Bruno,
cum a sacrificat el însăși viața lui pentru ca noi să ne bucurăm de libertate de opinie. Intenționez chiar să scriu un roman, 10 nopți cu Giordano Bruno. Foarte interesant personaj, savuros. Foarte interesant, foarte interesant personaj. Ei, în acest stil de viață pe care dumneavoastră vreți să-l promovați, trebuie să existe, după părerea mea, dacă nu vă supărați, niciodată, libertate de opinie și toleranță. Mari lecții de viață, mari lecții de viață, să fii tolerant și să ai respect față de celălalt și de părerea lui. Că e copil sau că e om mare, e bine să fii atent și la semnalele pe care le dă și la ceea ce simte. Deci, opinia cumva este urmarea unui simțământ. În momentul în care ajungem toți să gândim, cum gândesc eu și cum gândesc mulți oameni, cine nu e de părerea mea nu este dușmanul meu, este un partener de dialog, s-ar putea chiar el să aibă dreptate și nu eu. Deci nu e bine să ne fixăm în niște idei fixe, în tipare fixe și să spunem, eu am dreptate întotdeauna. Păi cele mai interesante teorii științifice s-au dovedit până la urmă falsuri. Pământul este plat, susțineau tolemeici. Pământul este sferic, susțineau oamenii de știință mai pe ascuns, așa de frica rugului Inchiziției. Și până la urmă s-a dovedit că Pământul era geoid, era aproape sferic, o formă de geoid, de rotație. Soarele răsare de la răsărit. E adevărat că răsare de la răsărit, dar răsare pentru că pământul se răsucește de la vest către est. Totdeauna soarele răsare de la răsărit. Multe alte adevăruri au fost demonstrate inclusiv cu sânge. Când mă gândesc la Giordano Bruno, care mi-e foarte drag, e alături de eroii mei, cei mari, Zamolse, din eroii noștri, Decebal, Ștefan cel Mare și Sfânt, și așa mai departe. Când mă gândesc la Giordano Bruno, cum stătea el 8 ani în temniță, a stat și n-a vrut să abjure. Un fenomen simplu. El a spus, domnule, trăim într-o pluralitate de lume, nu suntem singuri în galaxie și în univers. Atât a spus. Lucru care a fost recunoscut de către Papa Paul Ioan al doilea, ocazie cu care s-a dat o bulă de scuze față de spiritul lui Giordano Bruno, care a fost ars pe rugă în 1600 în Campo dei Fiori, Roma. Însă acolo, în Campo dei Fiori, în Piața de Flori, s-a ridicat o statuie mândră pe care vreau să o văd ridicată și la noi undeva în capitală, statuia libertății de conștiință. Foarte frumos, foarte frumos. În stilul de viață a fiecărui om trebuie să existe libertate de conștiință, să existe lipsa oricărei temeri pentru credința pe care o are. Există și acum oameni care se tem de credința pe care o are. Eu am fost atacat foarte tare pentru că cred în Dumnezeu și în divinitățile subordonate și, după părerea mea, marii creatori ne-au făcut așa cum ne-au făcut pentru a ne metisa, pentru a evolua. Și când consider că, rugându-mă eu singur în fiecare zi și mulțumindu-i Dumnezeului și veghetorilor, divinităților veghetoare subordonate, pentru tot ce m-au dăruit, nu e nevoie să practic anumite ritualuri religioase. Ei, din cauza asta am avut multe atacuri. Nu renunț la principiile mele și merg înainte, deoarece sunt convins că omenirea se va desprinde de sălbăticia miturilor tribale și va ajunge la o credință curată în adevăratul Dumnezeu. Foarte frumos și, cum să zic, adevărat, nici nu ai ceva să spui în fața unor, să zic,
adevărate, adevărate valori care ne mișcă pe toți. Deci Dumnezeu e o forță pe care fiecare o înțelege cum vrea, dar este și, dacă nu ai o comunicare cu El, cred că nu are sens viața ta. Așa cred, nu știu. Mulți voluntariști din rândul materialiștilor au încercat să discute cu mine pe tema inexistenței divinității supreme și a divinităților subordonate. Eu le-am pus câteva întrebări și am spus, nu uitați că discutați cu un fost ateu, educat ateu și care și-a găsit credința în momentul în care era foarte singur și a descoperit că nu e singur, că există o forță mai presus de puterea noastră de înțelegere și definire care intervine în viața oamenilor în momente grele, îi ajută, îi ridică, le luminează calea. Și sunt revelații. Nu le dă pomană neapărat. Da. Sunt revelații. Îți arată drumul, îți arată calea, îți arată, te inspiră ceea ce ai de făcut. Ei, și până la urmă au înțeles ei că e foarte greu să fii singur și că atâta timp cât ai credință în Dumnezeu nu te temi de nimic. Mai ales nu te temi de moarte, fenomen de care se teme majoritatea oamenilor. Noi știm însă că moartea este o alt fel de viață. O altă dimensiune. O altă dimensiune. E vorba de trecerea spiritului nostru, a sufletului nostru, într-o altă dimensiune unde trăim după alte principii. Lucru care a fost demonstrat, de fapt, de știință, în cazul resuscitaților din moarte clinică. Exact, da, există multe, multe studii de genul ăsta și eu am citit și m-a preocupat. Oameni plecați pe acel drum de lumină care au văzut și s-au întors și au regăsit familia. Au auzit și muzica, da. Au auzit și gongul, da. Au întâlnit și decedații, au întâlnit și spirite, dar deloc sălbatice, ci moderne, care le-a spus să plece înapoi ca obligații. Au un scop al vieților. Da. Deci asta pe e, care să ne găsim scopul vieții. Au fost unii care au fost atât de îndrăgostiți de ce au văzut în paradisul întâlnit încât au plâns la întoarcere. Însă noi trebuie să înțelegem că suntem datori cu viața față de Cel care ne dă viață. În rândul adolescenților au apărut la un moment dat și a tinerilor un curent de asta sinucigaș, s-au întâmplat mai multe cazuri. Eu le-am răspuns pe internet la pagina mea, la site-ul meu. În primul rând, din miliarde de posibilități de a nu fi, voi ați avut șansa de a fi. Da, cineva v-a ales șansa de a fi. Nu v-ați dat voi viața. Nu v-au dat-o numai părinții. A mai existat ceva. Din miliarde de posibilități de a nu fi, din combinarea spermatozoidilor cu ovulul, nu putea întotdeauna să iasă. Din miliarde de posibilități, voi ați avut această șansă, cineva v-a dat șansa de a trăi pe această planetă Terra, din sistemul solar, Sole, situat într-un braț interior al galaxiei, cam la aproape jumătate distanță dintre centrul galaxiei, situată în zona constelației Sagitarius și constelația Orion. Deci aveți șansa unei legitimități, vă puteți face și un pașaport. Sunt Cutărescu de pe planeta Terra, sistemul solar cu tare. Plăcuța de matriculare își duce energia unde trebuie. Din galaxia Calea Lactee și așa mai departe. Glumim, dar tare e frumoasă planeta noastră, tare e frumoasă planeta și oamenii sunt buni, sunt mai buni decât credem noi.
Dacă îi înconjori cu iubire și le desfaci, eu știu, supapa aceea de încredere și de dragoste, atunci oamenii toți sunt buni și eu cred la fel, deși de multe ori m-am izbit de oameni. Ei, nindoielnic, m-am izbit și eu de oameni răi, dar asta nu contează. Majoritatea oamenilor sunt buni. Sunt buni, primitori și globalizarea progresivă, începând cu internetul, a determinat ceva foarte interesant. Oamenii au început să se cunoască, să simpatizeze la nivel mondial. Asta e un lucru foarte bun. Și există o comunicare la nivel de secundă în care suntem conectați cu absolut oricine din lumea asta. E un lucru miraculos, după părerea mea. Ei, ca informație și ca... Oamenii cunoscându-se au pierdut și pierd în fiecare zi megatone de ură. Auzi că un tânăr din Australia a donat un rinichi unei tinere din România sau din America, s-au cunoscut, a fost compatibil, a fost de acord, nu a fost vorba de o afacere. Și prin empatie ne apropiem de persoana respectivă, cu siguranță, da, e un lucru foarte, foarte bun. Totodată, datorită acestei globalizări, noi putem să ne desfășurăm din plin capacitățile telepatice. Nu uitați că în telepatie nu se cunoaște limbă. Deci pot să corespondez telepatic cu un chinez, deși abar n-am de limba chineză, cu un australian, cu un togolez, cu un american, nu, engleza o cunosc, îmi place. Cum se decodifică acest limbaj? Limbajul se codifică astfel. Mesajul vine către creier. Cantitatea de biți pe secundă este enormă. Deci tot pe energie și dacă am captat-o pe toate, ne-am zăpăci. Însă, creierul limbic face o selecție. Îndepărtează informații de care nu avem nevoie. Oprește pentru el însuși informații de care are nevoie mai târziu. Informații deci care el știe ce va urma. E vorba de informații care explică fenomenul deja văzut, fenomene de premoniții, precogniții și așa mai departe. Și în fine, o infimă parte o furnizează creierul cognitiv. Deci spune, fii atent că urmează să se întâmple aceasta. Verificăm cu creierul cognitiv, vedem că urmează să se întâmple aceasta, urmează să facem o discuție pe tema stil de viață, ca atare utilizăm informațiile pe care le-am... Cobor din studio unde mi-am filmat emisiunea mea și o găsesc pe Ana Maria, care este dispusă să asculte ce poate să spună un bărbat ceva mai în vârstă decât tatăle ei sau, mă rog, care are o fată mai în vârstă decât ea. Ana Maria, generația voastră nu trăiește grozav acum. Nu, recunoaștem, nu trăiește grozav acum în proporție de masă. Dar trăiește ceva ce noi n-am trăit. Trăiește libertatea. Oricând vă puteți lua un rucsăcel în spate și să plecați, să munciți unde vreți și ce vreți. Așa este, dacă... Noi n-am avut această posibilitate. Noi am fost închiși în lagările. Lagările socialiști și lagărul capitalist. Capitaliștii poate că aveau dreptul să vină la noi să lucreze, dar socialiștii se ducă dincolo numai cu aprobare statală, cu exploatare statală a resurselor de valută și așa mai departe. Voi sunteți liberi. Libertatea costă foarte mult. Să nu vă plângeți niciodată că e greu atâta timp cât sunteți liberi. Liberi și fericiți. Pentru că e ușor să fii fericit atunci când ești liber și când cauți, experimentezi, nimeni nu s-a născut deștept,
Nimeni nu s-a născut gata informat. Dar poți să faci ceea ce vrei tu și atunci asta îți dă sentimentul de libertate și de împlinire. Ești fericit cu lucruri simple, dar exact prin ceea ce ți-ai propus. Exact ce vorbeam noi, pe intenționalitate. Nu simt că vreau să fac ceva. Nu toată lumea o să ajungeți milionar. Nu știu dacă ăsta e scopul fiecărui om. Nu toată lumea o să ajungeți să aveți vile, mașini, piscine, mașini de lux și mai departe. Însă toată lumea veți putea călători, să vedeți vecinii, să vedeți patria noastră mare, planeta Terra, să vedeți Europa, să vedeți patria proprie. Sunt, la ora actuală, sunt țărani care nu au plecat din județ. A prezentat la televizor în casă. L-a întrebat-o pe o bătrânică, e frumos București? Ba, trebuie să fie frumos, că am văzut la televizor. Dar foarte mulți cetățeni americani nu au văzut decât colțul străzilor. Asta clar, deci... Nu știu, nu studiez american. Pe mine mă interesează deocamdată românii, cu ce îi pot ajuta. Cu cât mă pricep eu din psihologia aplicată, aplic metode, în special metode de sugestionare pozitivă, în așa fel încât să declanșați un mecanismul de dezvoltarea interesului, apoi dezvoltarea capacității de cunoaștere, dezvoltarea capacității de creație, limitarea morală. Vedeți, și morala s-a schimbat foarte mult. Una era morala proletară, care mai folosea și băta. Alta e morala de acum. M-am spus că am citit niște cărți scrise de adolescenți, pentru că vreau să le scriu o carte eu. Și mi-am dat seama că era în urmă. Trebuie să mă duc să discut cu adolescenții, inclusiv cu nepoțica mea, care e în clasa 12, să-mi spună foarte clar ce vor ei de la noi. Ei vor ceva de la noi, cum am vrut și noi de la cei dinaintea noastră. Am avut de la profesori modele, am avut modele. Da, s-a oameni învățat de bază, da. Am avut modele și serioși. Exemple cu adevărat. Exemple, mi-am dorit să semăn cu profesorul de drept roman la facultate. O materie foarte grea, dreptul roman. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut stilul său, eleganța. Așa arăta ca mine. Ben pusese deținut politic, reabilitat. Deci atitudinea lui ca om. Reabilitat, nu și-a negat niciodată credințele, însă era cineva. E foarte, foarte important să ai un exemplu. Profesorul de drept constituțional, da, m-a învățat drept. În momentul în care mi-a dat 9 la fără frecvență, toți au sărit în sus, ai luat facultatea de drept. Da, de eu pentru nu acela învățasem. Și l-a uimit faptul că nu învățasem pentru a lua notă, ci învățasem de plăcere. Îmi imaginam toate sistemele de drept. Îmi imaginam... Asta e cel mai important. Imaginația. Păstrați-vă puțin ideea, o să luăm un moment de publicitate și revenim. Am revenit în direct și rămăsesem la o discuție interesantă despre imaginație și despre cum ați învățat dreptul roman și cum v-ați aplica creativitatea și imaginația în ceea ce ați studiat dumneavoastră. Se spune că o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Cum învățam eu dreptul roman? Eram îmbarcat la dragoarele de radă, în Marina Militară, plecam în misiune în mare, cu 300 de cărți după mine. Și citeam dreptul roman și îmi imaginam Roma antică, cum veneau cetățenii să facă cumpărături, cum veneau și încheiau contracte. Îi vedeam, ca într-un film. Cred că și mie mi se întâmplă. Nu uit nici acum definițiile în latină, deși eu făcusem foarte puțin în latină, deoarece am făcut limba germană.
Deci a avut un impact mare. Ați vizualizat lucruri care, uite, poate vin din altă comunicare. Uitați-vă, definiția furtului. Contractatio fraudulos alienii rei, lucri facien din grația. Și păierea frauduloasă a lucrurilor străine cu intenții de câștig. Pentru că atunci era și furtul uzus. Respectiv, dacă atingeai un obiect sacru, se chema că l-ai furat dacă n-ai plătit. Ai furat binecuvântarea sau ceva în stilul ăsta. Deci, imaginația m-a servit cu credință și în psihologie și în drept. În psihologie, de ce am ales psihologia din toate? Eu am învățat psihologia începând din clasa 11-a, continuu, după anumale de facultate, pentru că mi-a plăcut prima dată profesoara. Foarte important. Din liceu militar. Și eu dacă îmi place profesorul, pot să învăț, adică în special profesoara. În liceu militar mi-a plăcut profesoara care ne preda psihologie și am învățat psihologia. După care m-a pasionat psihologia atât de tare încât am studiat-o în particular. Când ieșeam în mare, ce se putea face? Să joci cărți? Nu știu să joc cărți. Sunt unul din puținii ex-marinari, fost ofițer de marină, uite, am 65-66 de ani, mulțumesc. Nu știu să joc cărți. Nu știu să joc jocuri de noroc. De șfițuit, mai șfițuiam și eu cu ceilalți până când m-am lăsat complet. Și ca atare ce făceam? Citeam, îmi luam o trasă de cărți și citeam. Mi-a venit ideea să fac facultatea. Am făcut dreptul, dar m-am specializat în criminologie, în psihologie deviantă. Mi-am și dat licența cu psihologie infractorilor minori. A fost pe intenționalitate, pe motivație, 97, foarte, da. Foarte important. În 1987. Nu 87, 77. Când deja în țara noastră se spunea că nu mai e nevoie să studiem psihologia, nu e nevoie să studiem psihologia. A fost o perioadă lungă când s-a interzis studiul. Șeful comisiei, să știți că erau niște oameni foarte verticali, profesori de la Iași, la facultate unde am făcut eu fără prevența. Șeful comisiei a zis, domnul student, îți dăm 9, că nu putem să-ți dăm 10, că s-a scos. Asta e nota profesorului, așa se spune. Nu, s-a scos psihologia, noi nu mai avem criminologia, noi nu mai avem infractori. Și să băgați lucrarea la secret de stat. A glumit. Știa că nu se facă nimeni nimic, pentru că erau somități. Somități cunoscute în întreaga lume. În perioada socialistă, alături de michelele care s-au strecurat prin pile, relații, cursuri de străinătate, nu știu ce, am avut și somități recunoscute la reale, valori adevărate, cu greutate maximă. Cu greutate maximă recunoscute, un Giurescu, un Giuvara, oameni care oriunde îi pune, sunt un colos. Care au fost recunoscuți. Ca și dumneavoastră, de altfel, deși totdeauna ați îmbrățișat modestia, emanați, cum să zic, și personalitate și energie și o încărcătură de studiu și o pasiune, de fapt, o viață de studiu. Mi-am adus aminte de ceva. Zilele trecute urmăream la televizor emisiunea Profesia scriitor și vorbea poetul Mușină. Și a venit vorba dacă se poate trăi din scris. Și a spus că nu se poate trăi în orice caz, că a fost unul care a scos vreo 4 milioane de exemplare, de fapt am scos vreo 6 milioane de exemplare, dar că nu-i spune numele deoarece este foarte odios în literatură, în lumea literară. Numele meu nu e așa de odios, Coruț Pavel este un nume destul de curat, Pavel Coruț. Nimeni nu poate spune că n-a avut greșeli în viață și că este perfect, bun de pus la icoane. Dar, în orice caz, nu am făcut lucruri de care să fie teamă, rușine,
să fi determinat suferința altor persoane. Suferința, dacă am avut-o, am avut-o în sufletul meu. Și cea mai groaznică suferință a fost când am stat aproape o săptămână în camera morților. La reanimare, unde îmi țineam de mână soția și aplicam formule de autosugestie să scape cu viață. Dădeam apă la muribunzi, aprindeam lumânările la cei care decedau împreună cu asistentele. Până într-o noapte, când doctorița mi-a spus, domnul Coruț, de ce nu înțelegeți dumneavoastră că noi facem tot ce facem de dragul dumneavoastră, dar soția dumneavoastră e moartă. Le doresc celor care mă urăsc și care mă urfesc și care inventează tot soiul de aureli despre mine, să trăiască ce am trăit eu în camera morții, nopțile, când mă duceam și încurajam muribunzi, a scăpat unul, îi dădeam apă. Încurajam familiile muribunzilor, mă duceam la soție, mă rugam la Dumnezeu să-i dea jumătate din viața mea să trăiască și apoi am văzut că nu-i dă și am spus toată viața mea că ei îi place să trăiască și eu am trăit din plin, că am trăit intens. Să trăiască ea. N-a vrut să trăiască. N-a vrut Dumnezeu să-i dea viața mea, vieții ei, în locul vieții ei. Așa a fost să fie. În orice caz, atunci când vorbim de stil de viață, vorbim de un om care și-a organizat viața. Care nu trăiește ca un pai purtat de ape sau un fulg bătut de vânt. Un om care știe ce vrea în viață să facă. Ce vreau să scriu. Nu vreau politic. Am avut posibilitatea să fac afaceri mari și mă îmbogățesc. Nu. Am spus, eu trebuie să scriu pentru neamul meu. Colegii care m-au invitat la această afacere au zis, greșești. Viitorul are oamenilor cu bani. Și am spus, viitorul are oamenilor cu oameni. Oamenilor de omenie. Am avut posibilitatea să mă strecor și eu pe ușa din dos în politică, unde s-au strecurat cam mulți. Nu. Dacă eu mi-am propus să scriu într-un anumit stil pe care mi l-am format în timp, e un stil româno-anglo-american, poate și cu influențe slave. Oricum, pentru că eu am citit foarte mult literatură americană, dar în copilărie am citit foarte multă literatură rusă, pentru că eu m-am născut într-o țară ocupată de sovietici. Noi am fost sclavi, născuți în sclavie. Era armata sovietică pe teritoriul României până în 57. Și eu am născut în 49. Am citit și romane rusești, unele foarte bune, nu alea ideologice. Ci cele sentimentale, cred. Cele sentimentale, cele de dragoste care au rămas. Și cele SF. Dacă aș ști Beleaev ce cărți s-a scris... Am citit și eu Cum amfibie. Da? Deși nu-mi place subiectul. Dovel, da. E dureros. Dar vedeți, americanii au făcut două filme după Om amfibie. Două. Atât de bun e cartea. Omul amfibie ca profesorul Dovei, traficantul de aer, și așa mai departe. SF-urile dezvoltă foarte mult imaginația. Și de încet, încet am ajuns să vedem că SF-ul este o realitate. Eu nu prea am empatizat cu acest segment, dar acum, văzând cu copilul meu filme moderne, observ că acele jucării gen transformă și așa sunt extraterestri, veniți lângă noi și cumva toată direcția dumneavoastră de a studia galaxia noastră duce și spre aceste enigme. Da, mie îmi place foarte mult galaxia și mă visez în fiecare dimineață cu galaxia întinsă pe masă. Îmi place foarte mult fotografia galaxiei noastre. Ați văzut că și la emisiunea mea tot galaxia e prezentată. Lumina aia, o scânteie. Atâta e viața mea, o scânteie.
din imensul foc al galaxiei, o scânteie este și viața mea. Contează. Scânteie cu scânteie contează mai departe. Însă, revenim la ce citim. Trebuie să învățăm adolescenții să citească. Știți că nu prea citesc? E acum o epocă modernă, dar din ce am încercat și eu să insuflu copilul meu și văd că e pasionat să citească, faptul că îți deschizi o carte și citești cuvintele, îți dă dreptul să-ți imaginezi propriul tău film decât să deschizi o casetă și să vezi un film. Îl vezi gata, făcut prin imaginația celuilalt. Deci cartea e o mare... O mare taină pe care noi trebuie să o deschidem. Eu am descoperit acest adevăr înainte de 1989, când studiam psihologia. Nu poți să scrii bine dacă nu cunoști psihologia umană. Nu poți crea personaje veridice înarmate cu suflet. Le poți schița din afară, frumoasă, deșteaptă, picioare lungi, ochi albaștri, etăcâie, sau verzi, sau nu știu cum. Dar sufletul nu poți decât dacă studiezi psihologie. Și le-am spus la toți învățăcei care au venit la mine, cu ce rezolvăm maestre situația asta. Și am spus, măi fraților, studiați psihologie umană pentru a crea personaje reale, credibile. Cu cât ești mai aproape de realitate, cu atât mai bine. Și am luat frumos și am început să scriu cartea ca un film. Asta mă gândeam acum, pentru mine filmele cele mai cu impact sunt cele neorealiste, care ajung la tine ca om. Citește capitolul, îl vede. Da. Citește alt capitolul, îl vede. Și nu numai cititorul român. Mi-a arătat un editor din Canada care mi-a scos cartea Formula Fericirii, o scrisoare de la o cititoare din Filipine. Și spunea, domnule, eu văd scenă cu scenă tot ce îmi spuneți aici, eu văd. Asta înseamnă că am reușit. Un impact și o sugestie puternică, așa cum și noastră aveți un magnetism aparte ca om, să nu spuneți că nu e așa, că sigur e așa, aveți puterea de a, cum să zic, de a transmite mult. Puterea asta vine de la ceva simplu. Eu m-am născut într-un sat cu mai puțin de 100 de locuitori și de la bun început mi s-a spus să nu am vise mari. Visul vieții mele de la vârsta de 8 ani a fost să devin ofițer de marină. Asta era cel mai mare vis de care unii râdeau. Pentru că eram destinat să devin tractorist sau muncitor mașinist la o fabrică de prelucrare a lemnului. Deci uite că se poate să-ți depășești... Condiția. Am învățat și am ajuns ofițer de marină. La 21 de ani și jumătate eram ofițer de marină, ofițer cu navigație pe o navă vânătoare de submarine. Mi-am văzut visul cu ochii. Dar mai încolo n-am visat niciodată că voi ajunge scriitor, că voi scrie, că voi vorbi cu oamenii, că voi vorbi la televizor. N-am visat nimic din toate astea. Toate astea au venit ca un dar din partea adevăratului Dumnezeu. Mi-au venit ca un dar după ce am trecut de dor prin frontiera morții. Am trecut prin frontiera morții în 1989, când știți că s-a murit. Eu cu subordonații mei am scăpat cu viață, poate și datorită orientării mele la moment, de a nu mă amesteca în răfuielile dintre forțele care se măcinau. Deci un spirit înalt întotdeauna ați fost Nu eu. Cineva deasupra mi-a șoptit, nu fă asta. Mi s-au dat pistoale. Am spus, puneți-le în fișete. Noi ieșim în oraș numai cu legitimații roșii de armată. Suntem de la armată, suntem de la Direcția de Informații Armată. Dacă ieșeam cu legitimații bleu,
de securitate, putem să murim. Un mare exemplu de diplomație, pentru că, în general, și într-un dialog, dacă ai o notă un pic mai sus, mai altă, și, cum să zic, cel cu care dialoghezi este obligat să se răspundă la acel nivel. Deci dacă noastră cumva aveați arme sau aveați ceva ostil, aveți un răspuns pe măsură. Deci n-am o mare... luat armele. Am predat armele, ne-am dat înapoi, le-am predat din nou. Noi nu avem nevoie de arme, noi luptăm cu creierul. Și a doua oară, în 1992, în luna martie, am fost arestat împreună cu ziaristul Ursan, Ion Ursan din Brașov. Am fost arestat de rebeli transnistreni și pus la șanță să fim împușcați. Pentru că noaptea aceea moldovenile omoruseră 6 oameni. Erau 6 cadavre cu florile pe ele și au spus, șanse rămân trebuie să moară, fasciști. Noi am fost primii care am trecut, deși fusesem invitați de către grupul de presă al lui Smirnov să luăm un interviu. Era și cum ați făcut? Tot cu mental puternic. Cum ați făcut situația? Deci o situație limită care va înălța spiritual. N-am făcut eu, Dumnezeu a făcut. Ursan tremura, era și frică, era chelos așa, voia să-și ia pălăria, i-am spus, stai liniștit încă ține în pușcă, că făcuseră deja plutonul de execuție, ne păzea un voluntar bulgar cu degetul tremurând pe trăgaș și se temeau de români foarte mult. Nici nu știți cât de mult se temeau de români. Așa au fost indoctrinați. Că suntem noi puternici, că noi suntem deștepți, că avem deștepți, ce? Da. Așa fuseseră îndoctrinați. Că am discutat după aia cu un capitan ucrainian. Și e doar o legendă sau e un adevăr? Ne-a însoțit. Haideți să nu ne punem singuri etichete. Să lăsăm să ne dea note istoria. Ei, aici intervine acest fenomen paranormal în care știi, nu simți, dar știi. Ce se va întâmpla? Știam că nu vom muri. Stăteam liniștit pe marginea șanțului. Și aveți acest gând? Și în față tremura pistolul mitralier la voluntarul bulgar. Un rus de 2 metri, solid, travân, ales... plutonul de execuție și în momentul în care se pune plutonul în funcțiune a venit cu totul neașteptat în cercetare, în control, comandantul dispozitivului însoțit de ofițerul lor de securitate. Și a spus, nu, întâi anchetăm și pe urmă îi împușcăm. În timpul ăsta ne-a dus la Tighina, ne-a anchetat. Au intervenit și ziariștii străini, că înainte de a pleca am anunțat ziariștii străini că suntem într-o escapadă până în Bender să luăm interviu de la Igor Smirnov. Am scăpat cu viață și știu cum este acest fenomen în care știi precis că nu ți se va întâmpla nimic rău, deși în jur toate cad, toate ard, toate se destrug, toate se sfărâmă, toți își pierd capul. Cum spunea Kipling, când toți din jurul tău își pierd capul și dând pe tine bine, tu să rămâi calm. Știți, în If. Un mare astrolog. Ce să zic? Rudyard Kipling. Foarte important și exact ce vorbeam noi și înainte de Atlantida sau de arieni, cum sunt oamenii care nu se tem de moarte. Deci noastră, cumva, prin premoniția respectivă, ați atins un nivel maxim de a fi om. Deci, Ana Maria, dacă cineva drag mie ar avea nevoie acum de inima mea, eu i-aș da-o. Și eu la fel. I-aș da inima, fără să mă gândesc de două. Fără să mă gândesc că eu voi muri și că va trăi cineva. Dar cineva care să merite. Oricineva drag, oricineva important pentru umanitate. Un rinichi, poftim, nicio problemă. Deci nu mă tem de moarte. Am studiat foarte mult stilul de viață al getodacilor.
pentru că m-a tentat această e o atracție irezistibilă către Zamolxe. Zamolxe este singurul dintre zeii despre care nu s-a vorbit nimic rău. Nu știu dacă ați studiat, nimic rău nu s-a vorbit, ci numai lucruri foarte bune. Este tipul eroului civilizator și zeificat. Desigur, nu e Dumnezeu Zamolxe, este un intermediar între descendenții săi și divinități. M-a interesat foarte mult de ce nu se temeau de moarte. Pentru că erau conștienți că au ceva nemuritor în ei, sufletul. Și apoi am studiat sufletul, lumea știa că sufletul e în inimă, că e mic, noi am aflat că sufletul e mare și ne înconjoară peste tot. Este corpul energetic al nostru, care ne învelește practic corpul fizic. Și am ajuns la acea înțelepciune în care pot să privesc ziua de mâine sau ziua de azi cu aceeași măsură. Să zic și eu cum spuneau vikingii, tot neam arian care nu se temea de moarte. Mi-aduc aminte din filmul al 13-lea războinic, când porniște ei la luptă și nu prea aveau șanse să supraviețuiască, dar mergeau la luptă, nicio problemă, nu se predau. Și începeau așa și iată, îmi văd străbunii, mă cheamă în Valhalla, vin. Și iată, l-am văzut pe tata, mă cheamă în Valhalla, vin. Și iată, îmi văd frații căzuți înaintea mea, mă cheamă în Valhalla, vin. Cu mâna pe sabie mergea înainte. Ei, oricum, alt caracter și niște oameni dărzi. Așa erau și nacii. Faptul că admiri o personalitate puternică, un om, nu știu, un rege, un erou, dar cu adevărat, deci pregătit oricând să se dedice și să moară în acel moment. Deci el nu abdică, el moare. Ei, aceasta ne vorbește despre credința nemurire la neamurile europide. Hai să nu le spunem ariene, pentru că la un moment dat s-a făcut o confuzie între arieni, arianism, sectă iudeo-creștină, și modul în care vedeau arienii naziști. Ei au făcut cel mai mare rău la arienilor, de fapt. Pentru că până atunci puteai spune cu mândrie, sunt arian. Acum trebuie să spui, sunt europid. Cu mândrie, pentru că altfel zice, a, voi sunteți cei care ați făcut și ați dres. Mă rog, eu m-am refuzat să-l citesc pe Hitler complet. Mi-a fost dăruită cartea Mein Kampf și am dat-o înapoi celui care mi-a dăruit-o și am spus, citește-o tu, nebunul ăsta care a declanșat al doilea război mondial, nu merită să-i citesc nici măcar o propoziție. Și așa îmi feresc eu creierul și sufletul de monștri. Pentru că pe pământ avem de toate. Și mai bune și mai rele. Bune, rele. Bune, rele. Închisori și libertate, a putea și nu se poate. Și noroi și stele. Eu, ce să zic, o încântare să vă am alături de mine. Eu sper să continuăm această frumoasă plimbare prin viață și prin galaxie alături de dumneavoastră. Un univers, nu un om, Pavel Coruț, vă mulțumesc pentru prezența noastră fermecătoare în această emisiune. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat și le mulțumesc telespectatorilor că m-au răbdat să le spun atâtea lucruri care s-ar putea să nu intereseze, dar s-ar putea să intereseze că vin de la un om care a trecut de două ori prin frontiera morții și care a învățat să fie mai înțelept decât fusese învățat înainte, pe vremea când se
educau spirite de luptători mai puțin pregătiți cultural științific. La revedere, multă sănătate și fericire în viață vă urez. Mulțumim mult, la revedere!